Apostolul și Evanghelia de luni, în săptămâna a 22-a după pogorârea Sfântului Duh. Apostolul, din Epistola către Coloseni, a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, pe voi care erați morți în fără de legi și în netăierea împrejur a trupului vostru, v-a făcut vii împreună cu sine, iertându-vă toate greșelile, ștergând zapisul ce era asupra noastră, care ne era potrivnic cu rânduielile lui, și l-a luat din mijloc, pironindu-l pe cruce, dezbrăcând de putere începătoriile și stăpâniile, le-a dat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin cruce. Nimeni, deci, să nu vă judece pentru mâncare sau băutură, sau cu privire la vreo sărbătoare, sau lună nouă, sau la sâmbete, care sunt umbra celor viitoare, iar trupul este al lui Hristos. Nimeni să nu vă smulgă biruința printr-o prefăcută smerenie și printr-o fățarnică închinare la îngeri, încercând să pătrundă în cele ce n-a văzut și îngânfându-se zadarnic cu închipuirea lui trupească, în loc să se țină strâns de capul de la care tot trupul, prin încheieturi și legături, îndestulându-se și întocmindu-se, sporește în creșterea lui Dumnezeu. Dacă deci ați murit împreună cu Hristos față de înțelesurile cele slabe ale lumii, pentru ce atunci, ca și cum ați viețui în lume, răbdați porunci ca acestea? Sfânta și dumnezeiască Evanghelie de luni, în săptămâna a 22-a după pogorârea Sfântului Duh. Citire din Evanghelia de la Luca. În vremea aceea, când era singur și se ruga, iar ucenicii erau cu dânsul, i-a întrebat pe Iisus zicând: cine zic oamenii că sunt eu? Atunci ei, răspunzând, au zis: Ioan Botezătorul, iar alții Ilie, iar alții că un proroc din cei de demult a înviat. El însă a întrebat: dar voi cine ziceți că sunt eu? Atunci Petru, răspunzând, a zis: Hristosul lui Dumnezeu. Dar el le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui acestea, zicând că Fiul omului trebuie să pătimească mult și să fie defăimat de bătrâni, de căpetenile preoților și de cărturari, și să fie omorât, dar a treia zi să învieze. Te mărturisim și noi, Doamne Iisuse Hristoase, că ești Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul întregii lumi. Amin.